Știți că v-am arătat că am luat siliconul ăla, l-am dat azi, n-am reușit să filmez din cauza faptului că ploua și l-am dat repede. E bine, asta este, în partea asta de aici, am dat cu silicon. Trebuia să deschid de la 4 și n-ai deschis la 4, e 4 și un sfert, mă, nu? Cam așa. Și am întrebat, aici lângă este o trapărie și întreb, domnilor, dar ăștia aici la... Tabache când deschide? Deci ca apă la 4 jumate, deschide tot timpul mai târziu cu jumătate de oră. Hai că e bine. Deci nu doar noi în România să merge mai greu ca și program de lucru. Și pe aici să merge la fel. Bă, și salutăm locușorul nostru, ce ne-a ospitat aseară cu căldură și cu căldură, electricitate. A fost super fain, cum observați, mi-am pus și un pic barba, am pus la punct. Bun, cu astea spuse, haide să mergem către următorul loc. Băi, și noi am ajuns la Popoli, este un orășel lângă Pescara, la vreo 50 de km de Pescara. Ne-am oprit aici că avem un parc de joacă pentru copii, un pic de soare, ne mângâie un pic soarele, nu prea mult. Dar ne grăbim să ne ducem către el, să ne mângâie mai bine. Da, și ne-am oprit aici să facem ceva de mâncare, facem ceva așa rapid, culcăm copiii și după îi mai dăm, mai măcinăm vreo 100-100 și ceva de kilometri, probabil azi deja am făcut 100 și un pic, și mai facem iar încă 100 și ceva după amiază când se trezesc ei. Dacă vă întrebați de ce măcinăm doar vreo 200 de kilometri pe zi, ne simt cu fapt că, na, probabil cine are copii știe, copiii se plictisesc repede și na, trebuie activitate, că ei n-ai ceva și trebuie să te oprești într-un parc de joacă cu ei și încercăm să nu-i stresăm prea tare cu mersul în mașină, cu călătoria în sine. Așa că nu vrem să călătorim mai mult de 2, băi, hai 3 ore pe zi, dar deja la 3 ore pe zi e cam multuț pentru ei. Și cam 300 de kilometri pe zi, undeva pe aici, cel mult 300, cam 200 și un pic facem noi de obicei pe zi. Da, coborăm în josul Italiei, mergem către Bari, nu vă spunem încă unde avem de gând să ne ducem. Aseară n-am mai filmat absolut nimic, am ajuns târziu, am ajuns pe întuneric, deși ne-am încălcat regula noastră să nu călătorim pe întuneric, dar n-am avut ce face, practic ne-a prins vreo jumătate de oră întunericul și trebuie să venim, n-am mai avut ce să filmăm, dar ne-am ales un loc fain, cu recenzii multe și o să fie, o super, super ok, seara asta am dormit super fain. Partea asta de lângă noi este un cuplu de băieți din Franța, ne-am împrietenit cu ei, super, super, super fain, am făcut schimb de numere de telefoane, bă, deci chestia asta cu vanul e superbă, cunoști persoane, e... noi rămânem pe zi ce trece mai plăcut, surprinși, pentru că e fain. Hai să vă arăt și vouă locul, aici, de unde ne-am trezit noi azi dimineață. Avem soare, în sfârșit, e cald, să stă bine și începe să coborâm mai la soare. Ne ducem în Manfredonia, în zona Manfredoniei. Este un parc național acolo, o să-l vizităm puțin. Băieții de care vă vorbeam mai devreme vin din partea aia și au zis că au și baie și temperaturile sunt faine. Hai de soare, că priveliște aici. Atena în partea de acolo, stă și se uită pe... o cărticică, stă și se uită pe o cărticică. Și cam așa este priveliștea.
Super fain, o să vă pun niște imagini în dronă. Am fost în partea aia cu drona și e superb orășelul făcut pe creasta muntelui acolo, chiar e fain. Am fista să-l vizităm ceva orășelul ăsta, doar că ne grăbim să le ducem mai la sud, să avem căldură mai multă. Ati aici, Nati! Wow! Ciao! Spune-te like și subscribe! Subscribe! Salutăm locul unde am dormit aseară. A fost super, super, super fain, s-a dormit bine. Eu mi-am făcut pat în partea asta aici. N-am mai dormit în pat cu copiii și cu mădă și am dormit extraordinar de bine. Cu astea spuse, haide să dăm bice, că mai avem un pic. Când ajungem în Foggia, în partea Foggiei, o să încetinim. Și o să mergem mai încet acolo, o să vizităm mai mult, o să fie mult mai ok. Dar, momentan, azi și azi o să dăm bice. De mâine o să fie mai lejer, dar avem soare, ceea ce este super fain. Hei, hei, hei și salutare din Monte Cilfone. Astăzi ne-am oprit aici să mâncăm la 12 la prânz. Un peisaj super, chiar vorbeam înainte cu mă, ziceam, bă, noi ne alegem mereu când să mâncăm sau când să dormim locuri de astea înalte, pe munte, în vârful muntele, suntem la fel ca ăștia, suntem la fel ca vulturii. Azi la 12 nu mai mâncăm paste, cum v-am obișnuit, cum v-am înnebunit de cap cu pastele. Haideți să vă arăt. Am băgat la acest air fryer superb, deci fără ăsta noi n-am putea sta. Am băgat pe modul grill niște ceafă de purceluș și cu un sangiovese de ăsta așa frumos, doc, cu o sălățică și niște castraveciori la oțet. Am pregătit și la copii aici sălățica lor și ne punem să mâncăm. Vă pupăm, vă iubim! După ce mâncăm, băgăm copiii la somn, eu între timp apuc de editat niște vloguri și când se trezesc copiii, după pistonăm către Manfredonia. Vrem să facem partea aia de acolo, este un parc național super, super fain, zonă faină, cald, soare, mergem acolo. Am zis că stăm aici până să culcăm copiii și asta, dar până la urmă nu stăm aici să culcăm copiii, plecăm în altă parte, că mădă nu se simte în siguranță aici, așa că plecăm de aici. Adevărul e că suntem în vârful dealului, ce-i drept, o să vă pun niște imagini din dronă să vedeți și voi cum este aici. Pustiu rău, drumul e nasol. Na, haideți vă arăt. Maps a vrut să ne trimită de două ori pe un drum, da, care nici nu intra în camperul. Un drum total, te răsturnai pe acolo, e ceva groaznic Google-ul ăsta, nu știu, trebuie să găsim altceva, pentru că n-ai. Bun, cu astea spuse, haide să vă arăt imagini de aici, cum este peisajul. Deci aici când am venit, ieșiseră un porc în drum. Era pur și simplu un porcușor. Eu nu l-am văzut, mă, de l-a văzut. Mamă, ce catacombe au ăștia pe aici, bă, băiatule, bă. Da, și mai zicem că România e nasoală, dar sudul Italiei mă bată cucu, belea. Ia uite, stai că mă depășește aici una. Ia uite, era o femeie, dacă mă înșel. S-a băgat, nu mai avea răbdare. Trebuia să ducă, uite, aici se închiriază camere. Pe sus, pe acolo. El ca și peisaj e frumos, deci e super fain. Dar străzile și astea sunt nasoale, rău, e... Na, ori suntem noi obișnuiți la bine și suntem obișnuiți cu drumuri ca lumea.
ajuns la locul de campat. Avem niște fețe cu toții obosite. Vreau să filmez, dar cineva nu mă lasă. Salutare, prieteni! Băi, noi suntem undeva la Foggia. Ceau, Ate! Și o să vă spun că locurile nu sunt deloc plăcute în zona asta pe aici. Oameni ce se uită ciudat, oameni ce vin și-și cer bani, gunoaie peste tot, locuri nasoale. Vrei să te duci la plajă, la mare, plaja sau, mă rog, locul acolo unde se parchează este foarte murdară, geamuri sparte, semn că au fost sparse campere, mașini. Recenzii de oameni care spun că li s-au spart mașinile, unii au ajuns, au parcat mașina acolo și după 10 minute mașina le-a fost furată de acolo. Nu știu, avem niște experiențe destul de nasoale în zona asta aici. Și în seara asta unde am parcat camper, în sensul că n-am mai mers în parcări libere, am mers în parcări de campere, dar bine, sunt și astea gratuite, sunt cu verde pe Park Fortnite. Și oricum și aici nu ne-am simțit, să zic, în siguranță 100%, deoarece sunt oameni ai străzii, cred, ce dorm în campere și pur și simplu dorm acolo, să pișă pe stradă, să... lângă camper. E urât, în sensul că noi călătorim și cu copii și sunt copii mici, eram noi doi, ar fi altceva, așa când ai copilul mic, Atena se uită, vede, te întreabă ce, cum. Nu prea e ok zona asta, nu știu, ne gândim foarte, foarte sincer să schimbăm zona și să urcăm către nord, pardon, și să nu ne mai ducem în sudul Italiei și să facem și Sicilia și așa. Da, tati. Da, tati. Și să nu mai facem și sudul Italiei. Pentru că, nu știu, dacă în zona asta e așa și mai jos, cu cât cobori mai jos, la fel o să fie. Așa că probabil o să plecăm către nordul Italiei și după să începem să plecăm ușor-ușor către Spania și să mergem în Spania. Pentru că sudul Italiei nu ne așteptam să fie așa nasol. Da, ne așteptam să fie cei drept, dar nu ne așteptam chiar așa cum, na, nu știu, mulți spun că, bă, e... N-ai, frate, ce să vezi pe aici, că mi-ai mai auzit pe ăștia din sud că, a, în Italia, în sudul Italiei, noi avem marea, bine, mă, ai apa aia, dar rest e neîngrijită, ne-e ok, o mai fi mâncarea, ce, o să fie mai ok, dar rest e, nu știu, să nu luăm la mișto, Africa, frate. Nu. În România nu ne-am simțit nesiguri măcar o singură secundă. Adică în România, pe tot teritoriul României, ne-am simțit în siguranță. Și nu mergeam în locuri amenajate de camper, campam, nu știu, în natură, campam aici. Da, stai cu ochii în 30. Hoți peste tot, lume ce se uită la tine, urât, de unde vii, să-și ceară bani. Nu le dai bani și lași camperul parcat și pleci în oraș să vizitezi. Probabil o să-ți găsești camperul spart. Și lucruri de genul ăsta, nu știu, nu-i pentru noi. Deși clima este faină, 24-25 de grade acum aici, să stă super bine afară. Cred că ne ducem la frig, dar măcar suntem safe și avem parcuri de joacă pentru copii, locuri amenajate și așa mai departe. Da, cam asta este experiența noastră până acum. Haideți să mergem în următorul loc unde o să campăm, la 20 de minute de aici. Ajunge relativ repede. Tot în sudul Italiei este și ne gândim zilele astea, azi, mâine, ce o să facem, dacă mai continuăm cu sudul Italiei sau ușor ușor ne îndreptăm către nord. Mică problemă aici. Băi, deci mă omoară străzile astea din Italia, strâmpe, strânse, băi, dealuri, nu știu, mă rup tare de tot. Tocmai ce am atins dedesubt și mi-am rupt valvola de la apă gri care o deschid din buton. S-a atins panorama. Nu știu, mă uit acum dedesubt să văd ce pot să-i fac sau dacă dau un anumit
prea mare. Băi, nu pare să-l fi... să fi lovit asta prea tare, s-a atins în partea asta aici și pierde el apă în partea aia sus acolo, dar îi dau silicon și nu cred că o să fie probleme. Doar că motorașul ăsta cum o să-mi fie în afară și e nasol pentru vreme rea, pentru asta. El era așa prins, da. Dar bine că îl siliconez eu aici și îl fac să stea în continuare. Doar că, da, am picuri acum. Mă duc, dar ce faci? Sistemul. Lovitura care am. Care e provocat-o, nu? Da, dar mă așteptam să ating acolo. Mă așteptam pentru că era urcaia așa și deodată așa. Nu e în alte atins, dar avem chestii de astea care sunt mai jos. Exemplu aia acolo. Bine că nu l-am atins pe ăsta. Mie de ăla mi-era teamă. Da. Aia pentru că noi am urcat pe partea aia mai mult, știi? Și de asta. Te dau silicon din jurul pe jur aici și... Mami, ce cheltuie să o... Tenea, să nu rupi încheia de la mașină, mamă, că aia nu mai trebuie. Dă încoace. Nu pot. Faci una. Las-o așa, ok? Și Atena, poate? Când se face treabă, se face treabă bine. Silicon, dar nu știu cât de bine o să ia mă cu șervețelele astea. Dar e mult bun? Ai una bela strișetă. Cred că ai o dunguliță ca lumea, cred că. E asta nu s-o mai ales? Păi trebuie, cred că tot. Mami? Stai, te mă mișcă. Că nu reușesc să te filmezi. Ne-ai și întuneric aici. Se bagă de seamă. Hai, n-au reușit. Cred că cu diluat. Dar n-am luat cu mine, că am zis că mami, nevoie. Mami, fii! Le, hai că ușor, ușor să ia. Lasă că mă pun acum să șterg. Hai că ușor, ușor o să ia. Am luat o patenă aici, la supra mea. Înfinte și... Înfinte în aici. Mai pe seară, mai așa explodăm orașul, mergem să mănânc pizza. Sper să nu mai mănânc aici. Așa să mănânc. Caute ce străzi în gust avem pe aici. Mamă, pisici pe aici. Gata, că ne-am luat pisici. Știi șoarii!